Deși Constituția Republicii Moldova a fost adoptată la 29 iulie 1994, astăzi Palatul Republicii a găzduit o ședință festivă dedicată aniversării a 15-a a legii supreme a țării. Unii au criticat-o, alții au lăudat-o. Spre exemplu, președintele în exercițiu Vladimir Voronin a găsit cuvinte de laudă pentru Constituția, în timp ce primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a avut și obiecții. În cadrul festivității a mai participat președintele Curții Constituționale din România, oaspeți din Federația Rusă, Germania, Ucraina, Letonia, delegația Comisiei de la Veneția, Consiliul Europei. Instituțiile proclamate ale puterii de stat și sistemele de apărare a drepturilor și libertăților fundamentale vor rămâne simple declarații dacă nu este stabilit și nu acționează un mecanism real de garantare a supremației Constituției, a actelor normative în general. Sunt justiție independentă și judecători imparțiali. Cât de aproape ne aflăm de așa ceva dacă pierdem atâtea procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului? Puteam avea cele mai perfecte legi și coduri, dar dacă ele nu vor fi aplicate, nu vom edifica un stat de drept. Dar un stat în care legile nu sunt respectate este sortit eșecului. Constituția noastră necesită totuși o revizie în scopul mai bine corelării cu exigențele internaționale și al lichidării lacunelor și deficiențelor ce au produs deja interpretări duble sau efecte nedorite în situații concrete. A 15-a aniversare a Constituției Republicii Moldova este un fapt semnificativ pentru întreaga sa evoluție. Acest fapt este semnificativ, în primul rând, datorită faptului că această Constituție a schimbat din temelii valorile politice ale acestui stat. Ea a adus în prim plan pluralismul politic, a adus în prim plan statul de drept, a adus în prim plan valorile democrației.